Am o pensie de 270 de lei. Ce naiba să treci 9 lei pe zi? De la doi copii încolo, deja rata sărăciei crește exponențial. România este pe locul 2 în Uniunea Europeană ca nivel de sărăcie. Mai săraci decât noi sunt doar bulgarii. Ultimul raport al Institutului Național de Statistică, INSE, spune că unul din patru români e afectat direct de sărăcie. Dacă calculăm la o familie cu 2 adulți și 2 copii, are să mă ajungă de 1800 de lei. O familie de 4 persoane. Deci înseamnă că un sfert din populație trăiește mai puțin de atât. Familiile sărace din România sunt cele în care fiecare membru e nevoit să trăiască cu mai puțin de 15 lei pe zi, bani pentru mâncare, haine și plata facturilor. Am o pensie de 270 de lei. Ce naiba să treci 9 lei pe zi? Ilie Doru Marin este un pensionar pe caz de boală din Slatina. Trăiește din mila vecinilor și cu ajutorul pe care îl mai dă primăria periodic. Institutul Național de Statistică afirmă că alte 8 milioane de români au risc de sărăcie sau excluziune socială. Acestea sunt persoanele care trăiesc hibzuit de la o leafă la alta, fac față cu greu plăților facturilor, nu-și permit haine noi și nu rezistă la cheltuieli neprevăzute, cum ar fi o îmbolnăvire sau o înmormântare. De la 2 copii încolo, deja rata sărăciei crește exponențial. Riscul de sărăcie la familiile cu 3 copii și peste este de 69%. Foarte mulți copii care abandonează școala mult prea devreme. Legătura între educație și angajare este foarte limitată. Și asta e o problemă îngrozitoare. Sunt 170.000 de copii care nu îi regăsim. Deci 170.000 de copii care ar trebui să fie în școală și nu sunt în școală. Pe fondul sărăciei din România, în 2008, Uniunea Europeană a decis acordarea de ajutoare pentru a atinge nivelul de trai al celorlalte țări membre. În ultimii 9 ani, guvernul României a primit peste jumătate de miliard de euro, fonduri nerambursabile, bani destinați exclusiv ajutorării românilor săraci. În primii 7 ani, programul s-a desfășurat prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. APIA a cumpărat, prin licitație publică, alimente care au fost distribuite primăriilor. Cu banii din prima tranșă, 24 de milioane de euro, au fost cumpărate făină și zahăr pentru 1,5 milioane de români. Categoriile defavorizate au fost stabilite de către specialiștii Ministerului Muncii. Un program care, în opinia noastră, nu a fost gândit în cel mai coerent mod posibil. Fostul ministru Dragoș Cristian Dinu susține că guvernele din perioada 2008-2015 nu au gândit acest program cu scopul țintit de a ajuta categoriile defavorizate. Decât să încercăm să stabilim exact ce intervenții vrem să finanțăm ca să creăm un impact și să facem o diferență, am preferat să dăm așa la mai toată lumea, fără a crea într-adevăr o valoare adăugată pentru cei care au cea mai mare nevoie de program. FEAD-ul, din păcate, a fost folosit în marea lui majoritate pentru mită politică. Deci în momentul în care veneau alegeri, brusc creșteau deci cererile către FEAD, ca să dăm la săraci făină, ulei. După primii 9 ani de la implementare, oamenii implicați în aplicarea programului ajung la concluzia că a fost un eșec cu puternic caracter electoral. În multe situații, alimentele au fost distribuite în campaniile electorale. E normal să distribui alimentele în campania electorală? Dacă unii au procedat în așa fel, normal că nu era un lucru bun sau benefic și nu cred că era în beneficiu consumatorului final. Guvernele din perioada 2008-2015 au decis să mărească numărul beneficiarilor. Acesta s-a dublat chiar după primul an de la demararea programului, implicit banii cheltuiți pe alimente. Timp de 6 ani, Uniunea Europeană a dat României un sfert de miliard de euro pentru ca guvernul să cumpere alimente pentru aproape 15 milioane de persoane. În 2014, an cu alegeri prezidențiale, guvernul condus de Victor Ponta, candidat din partea PSD la cea mai înaltă funcție în stat, a decis modificarea legislației privind ajutorarea persoanelor defavorizate. Prin hotărârea de guvern numărul 799 din 19 septembrie 2014, gestionarea programului a fost trecută la Ministerul Fondurilor Europene, iar plaja beneficiarilor a fost mărită cu 50%, la fel și banii alocați. În 2014, modalitatea prin care noi am definit persoanele beneficiare de POAD a fost destul de lax. Aproximativ 60 de milioane de euro anual către persoane defavorizate cu o plajă a beneficiarilor foarte mare. Avem între 3,5 și 4 milioane de beneficiari de POAD.
Și dacă facem o împărțeală rapidă, asistența efectivă, impactul pe care noi îl producem la nivelul fiecărui beneficiar e undeva de 60 de lei. Guvernul a decis concomitent și mărirea coșului de alimente pentru săraci. În primii ani, persoanele defavorizate au primit doar zahăr și făină, iar din 2012 și mălai, paste, lapte praf, biscuiți, orez, fasole uscată, conserve de mazăre, bulion, carne și chiar miere. În ultimii 2 ani, nu toți beneficiarii s-au mai dus să-și ia pachetele cu mâncare. Situația nu este cea mai bună. Repet, în momentul de față avem primării care mai au pe stoc foarte multe pachete. În Slatina, anul trecut, o treime din pachete au rămas depozitate mai multe luni într-o școală din oraș. Această campanie de distribuire a alimentelor de la Uniunea Europeană a necesitat numai puțin de 3 tranșe. 2 s-au derulat pe parcursul anului trecut, iar ultima a avut loc chiar luna trecută, între 20 și 31 ianuarie. Funcționarii primăriei Slatina au făcut eforturi să distribuie pachetele cu alimente rămase din 2016, chiar și anul acesta. Categoria de beneficiari a fost aceeași. Noi ne-am adresat tuturor beneficiarilor care erau cuprinși și menționați de legislația în vigoare. De ce s-au prezentat doar unii și alții nu s-au prezentat, acest lucru nu avem de unde să-l știm. Mărirea artificială a numărului beneficiarilor acestui program a fost făcută de Ministerul Muncii în septembrie 2014 cu scopul scăderii ratei sărăciei. În momentul demarării proiectului, în 2008, rata sărăciei în România era de 23,6%. Aceasta a scăzut în 2009 la 22,1% și în 2010 la 21,6%, după care a crescut constant în ultimii ani până la 25,4% în 2015. Prin urmare, s-au cheltuit peste 500 de milioane de euro pentru combaterea sărăciei. În schimb, acesta a crescut cu aproape 2% în 8 ani de derulare a programului. Singurii care au avut de câștigat de pe urma derulării acestui program sunt acționarii unor firme abonate la contractele din bani publici și șefii APIA. Primii ar fi primit contracte de 10 de milioane de euro, iar ultimii mită de ordinul milioanelor de euro. Aurel Pană a fost director adjunct al APIA și unul dintre liderii Partidului Conservator. În 2013, Aurel Pană era președintele Comisiei de Evaluare Ofertelor pentru achiziția de ulei pentru persoanele defavorizate. Valoarea contractului era de 16 milioane de euro. Procurorii DNA au adunat probe, potrivit cărora directorul adjunct al APIA ar fi cerut mită. Aurel Pană ar fi pretins 10% din valoarea unui contract atribuit unei firme care urma să livreze ulei în contul programului destinat persoanelor defavorizate. Anchetatorii susțin că Aurel Pană ar fi cerut 1,2 milioane de euro pentru a aranja licitația în favoarea mituitorului. Adjunctul șefului APIA urma să facă în așa fel încât să acționeze asupra membrilor comisiei de licitație, astfel încât firma să fie favorizată, să câștige licitația în primul rând, iar apoi să-i fie făcute plăți în avans și să-i fie confirmate unele livrări neefectuate. Procurorii DNA susțin că Aurel Pană a mai negociat în paralel și cu o altă societate contractul pentru ulei, dar nu s-au înțeles asupra banilor. Același șef adjunct al APIA solicitase unei alte firme suma de 1 milion de euro, tot pentru adjudecarea unei licitații privind livrările de ulei. Însă firma respectivă a refuzat să dea mită. A considerat că oferta este neserioasă, tocmai din cauza valorii foarte mari a mitei pretinse. Aurel Pană a fost acuzat de procurorii DNA că a făcut presiune asupra mituitorului pentru că acesta întârzia cu plata banilor. În condițiile în care patronul firmei întârzia cu onorarea promisiunii și anume livrarea sumei de bani, s-a întâlnit adjunctul șefului APIA cu intermediarul și cu patronul respectivei firme într-o mașină. În timp ce mașina se plimba în jurul Ministerului Agriculturii cu cei 3 actori, pe muzică de Vivaldi, adjunctul șefului APIA și cu intermediarul făceau presiune asupra patronului firmei pentru că acesta, în cele din urmă, să livreze bani.
Pe 30 decembrie 2014, Aurel Pană a fost condamnat definitiv la 7 ani și jumătate de închisoare. Da, domnul Aurel Pană este condamnat pentru această faptă și, nu știu, a primit o condamnare, nu știu de câți ani, a plătit pentru fapta respectivă. În 2012, întreaga conducere a APIA a fost implicată într-un scandal de corupție de proporții. Directorul general al APIA, Dorel Gheorghe Benu, împreună cu directorul adjunct Clara Melinda Cherecheș și cu șeful serviciului măsuri de piață, Anton Giminadis, ar fi atribuit ilegal unei firme din Bulgaria două contracte prin care ar fi prejudiciat bugetul Uniunii Europene cu o sumă record. S-ar fi produs un prejudiciu de peste 26 de milioane de euro în dauna statului român prin atribuirea acestor contracte. Este vorba de contracte de livrare de ulei și de făină. Cele trei persoane sunt acuzate de abuz în serviciu în formă agravată și continuată și spălarea banilor. Ofertele au fost acceptate în condițiile în care firma respectivă din Bulgaria nu a prezentat acte false, practic. În speță este vorba despre firma VM Corporation din Bulgaria. În acte, firma este deținută de către cetățeanul bulgar Valeri Petrov. La licitație, VM Corporation a venit cu o ofertă de preț foarte mică. Nu a prezentat documente din care să reiasă experiența în domeniu și nici scrisori de garanție bancară împuternicite de o bancă din România. Cu toate acestea, bulgarul a primit contractul cu ajutorul celor trei funcționari publici. Fără să livreze marfa, firma bulgară a primit într-un cont care nu figura în contractul oficial, un cont dintr-un offshore din Cipru, un avans de 87 de milioane de lei. După ce a primit bani în avans, bulgarul a livrat românilor doar 2,6% din cantitatea de ulei care figura în contract și 30% din cantitatea de făină. Ancheta se află la procurori, dosarul nefiind finalizat, iar persoanele respective beneficiază de prezumția de nevinovăție. Din cauza managerierii defectuoase a contractelor de achiziție pentru făină și ulei de către conducerea APIA din 2012, majoritatea românilor săraci nu a mai primit în anul respectiv cele două produse. În anul 2012 au beneficiat un număr de 777.000 de persoane defavorizate, au beneficiat de produsul făină, iar 76.000 de persoane au beneficiat de produsul ulei. Din totalul beneficiar, doar aceștia au beneficiat doar de aceste produse în urma acelui contract care a fost încheiat cu acea firmă VM Corporation la vremea respectivă. Procurorii DNA au descoperit că patronul din acte al firmei VM, Valeri Petrov, este de fapt un om al străzii. Cel care ar fi controlat în fapt firma ar fi fiul unui fost ministru al agriculturii din Bulgaria. Jurnaliștii bulgari de la Rice Project l-au găsit pe homeless-ul care a vândut făină și ulei săracilor din România în valoare de 27 de milioane de euro. Este Valeri Miuradov Petrov. Este. Da. Este получили 20 милиона евро от Румънския държавен фонд земеделие. Да? Сериозно? Не. Как не? Елате да ви покажа договорите, по силата на които в момента вие сте разследван от румънската специализирана прокуратура. Patronul din acte al firmei povestește foarte relaxat că l-au căutat atât procurorii români cât și cei bulgari, care i-au pus întrebări în legătură cu contractele încheiate de APIA cu firma VM. Omul străzii le-a povestit că nu are nicio legătură concretă cu firma și că doar i s-a dat să semneze niște hârtii în care nu știa ce scrie. Ставай се за самозадоволяването, обаче си иска на колеб за цигарки, за разни, да. А така, проститутка си поръча човек, се си трябва... Класическите неща. Да, да. Нещата от живота. Така. Видех, че няма на къде. Едно приятел, че ми предложи, вика, дай ще отворим фирма на твое име. Еди, какво си? Ще взимаш поне колеб всеки месец, ще преживяваш. Викам, не имаш никакви проблеми. Cei trei funcționari publici de la APIA care au dat în avans 26,5 milioane de euro într-un cont dintr-un offshore din Cipru, unei firme conduse în acte de un om al străzii, lucrează și în momentul de față în cadrul instituției, pe posturi de conducere. Dintre domnii Benu, Gheorghe, Dorel, Cherecheș, Melinda, Clara și Giminadis, Anton, vreunul dintre acestea mai lucrează în APIA? Da. Toți? Da, toți trei lucrează în APIA. Ce funcție au ei în momentul de față? Domnul Benu, care a fost director general în vremea respectivă, este director adjunct la Ilfov.
doamna Cherecheș este director economic, iar domnul Giminadis la direcția măsuri de piață este, lucrează în cadrul direcției, bineînțeles că este consilier. Nu avem nicio interdicție în momentul de față din partea instanțelor, și dânsii beneficiați de prezumția nevinovăției până în momentul în care instanța va decide ce se va întâmpla cu cei trei. În momentul de față, APIA încearcă să recupereze paguba din acest contract. Problema e că banii au fost livrați într-un cont al unui offshore din Cipru și nu în contul stipulat în contract, care era la o bancă din Sofia și pentru care se eliberase o scrisoare de garanție. APIA, respectiv partea română, a câștigat în instanță executarea acelei scrisori de garanții de 22 de milioane de euro și în momentul de față este în procedura de executare acestei scrisori de garanții. O altă tranzacție scandaloasă făcută de APIA a avut loc la sfârșitul anului 2013. Conducerea instituției a decis să cumpere miere pe care s-o distribuie persoanelor defavorizate. APIA a pus la bătaie 2,2 milioane de euro pentru a achiziționa 750 de tone de miere. După ce beneficiarii s-au plâns că mierea are un gust și un aspect ciudat, aceasta a fost retrasă, deoarece s-a constatat la laborator că era contrafăcută. Era o chestiune compozită, chimică, un sirop de glucoză cu un colorant, avea și o culoare absolut deprimantă și s-a dovedit că nu avea nicio legătură cu miere. Deci, în afară etichetei unde scria miere, produsul nu avea nici cea mai mică legătură. Mierea ar fi avut un certificat de calitate eliberat de autoritățile bulgare. Produsul a intrat în țară cu respectivele documente de conformitate. Venind din Uniunea Europeană, era suficient să aibă un certificat european care este recunoscut, cum încă o dată vă spun, și certificatele emise de către România sunt recunoscute în tot ceea ce înseamnă UE. Da, îmi amintesc de acest lucru în momentul în care eram director la județ, dar sincer nu știu ce s-a întâmplat cu acest lucru. Licitația pentru miere a fost câștigată de firma Atifco Fine Food SRL, compania abonată la contractele din bani publici. Și în acest caz, procurorii DNA au deschis un dosar penal. Este într-o fază relativ incipientă, nu s-a început urmărirea penală față de nicio persoană. Sunt suspiciuni privind atribuirea unui contract, în urma căruia o firmă ar fi livrat miere contrafăcută. Firma Atifco Fine Food SRL este controlată de oamenii de afaceri arabi Atef El Said Abd El Aziz El Keleini și Ali A. Ali. Cei doi au fost reținuți de DNA pe 20 octombrie 2013 într-un dosar privind ample activități de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au suspiciuni că persoanele respective ar fi derulat activități infracționale în perioada 2010-2013. Activități infracționale constând în aderarea și sprijinirea unei rețele infracționale ce vizează producția și desfacerea produselor din carne. Un alt om de afaceri arab cu lipici la banii publici din România este Jihad El Khalil. El a primit în 2011 de la APIA două contracte de furnizare de mălai și orez, pentru care a încasat 19.172.964 de euro. Banii au fost livrați de APIA companiei Sece Agro Chirnogi S.A., unde acționari sunt El Khalil Raji cu 0,005%, Jabren Asif cu 0,005% și firma Maria Group SRL cu 99,99%, care e controlată de Jihad El Khalil. Despre acest om de afaceri arab, jurnaliștii de la Rise Project au prezentat documente din care rezultă că Agro Chirnogi a plantat primele răsaduri pe terenul de la Nana al președintelui Traian Băsescu. Omul de afaceri arab Jihad El Khalil este anchetat de DIICOT pentru spălare de bani. După transferarea în 2014 a programului de ajutorare a persoanelor defavorizate la Ministerul Fondurilor Europene, în ultimii 3 ani s-au cheltuit peste 250 de milioane de euro. O mare parte din acești bani au ajuns în conturile unor firme controlate direct de politicieni sau de prieteni ai acestora. Pe 2 decembrie 2014, Ministerul Fondurilor Europene a atribuit prin licitație un contract în valoare de peste 9 milioane de euro firmei Dobre și Fii.
Doi ani mai târziu, pe 7 iunie 2016, aceeași firmă a primit de la aceeași instituție încă două contracte, în valoare de 8,8 milioane de euro. În momentul atribuirii contractelor, acționar majoritar al firmei cu 49% era actualul ministru al turismului, Mircea Titus Dobre, care în momentul respectiv era doar deputat PSD de Constanța. Celelalte acțiuni erau deținute de Mircea Dobre, 2%, tatăl actualului ministru, fost consilier local în Constanța din partea PSD, Magdalena Cristina Pioaru, 24,5%, sora actualului ministru, și Dragoș Pioaru, 24,5%, cumnatul lui Mircea Titus Dobre. 9 zile mai târziu, pe 16 iunie 2016, Mircea Titus Dobre și tatăl său, Mircea Dobre, au ieșit din firmă și și-au cesionat acțiunile către sora și cumnatul său, Magdalena Cristina și Dragoș Pioaru, care acum controlează firma în procente egale. Soția actualului ministru al turismului, Andreea Dobre, a lucrat și ea la această firmă până anul trecut. Conform propriei declarații de avere, actualul ministru al turismului a cotizat în toamna anului trecut 63.000 de lei pentru campania electorală a PSD. Modul în care Ministerul Fondurilor Europene a realizat caietul de sarcini pentru acordarea contractelor de furnizare de alimente persoanelor defavorizate ridică semne mari de întrebare. Pe 2 decembrie 2014, Ministerul a acordat 4 contracte în valoare de aproape 35 de milioane de euro firmei Libro Events, al cărei obiect de activitate era curățenia interioară a clădirilor. Pe 7 iunie 2016, aceeași firmă a mai primit încă 2 contracte în valoare de 8,75 milioane de euro. Aceste contracte au ridicat suspiciuni și fostului ministru Dragoș Cristian Dinu. În astfel de situații trebuie fiecare să răspundă pentru modul în care și-a îndeplinit atribuțiile de care a fost responsabil la anumite momente. Până pe 19 iunie 2013, firma Libro Events s-a numit AMA General Store, iar obiectul de activitate al firmei era de activități ale bazelor sportive. Acționarul unic al firmei era Georgiana Ivan. La începutul anului 2013, firma AMA General Store fusese acuzată în cadrul unui audit al Ministerului Tineretului și Sportului de încheierea unor contracte dubioase cu complexul sportiv Olimpia, care era condus atunci de Mihaela Negu. După schimbarea numelui, Libro Events și-a schimbat în 2014 și obiectul de activitate, în cel de curățenie interioară a clădirilor și acționarul Alexandru Cristian Micu, despre care presa a spus că este un interpus al fostei directoare a complexului sportiv Olimpia, Mihaela Negu. Din octombrie 2016, Mihaela Neagu a devenit acționarul principal al firmei cu 99% din acțiuni, diferența de 1% fiind deținută de Georgiana Ștefan. Reprezentanții Libro Events au fost căutați la sediul firmei pentru un punct de vedere, dar nu au putut fi găsiți. La adresa declarată în contractul cu Ministerul Fondurilor Europene este doar un depozit, unde reprezentanții Libro vin sporadic. Cei de la Libro mai vin aici? Păi nu, mai când au marfă. Aici e închiriat, nu e sediul lor, aici nu găsești pe nimeni. Deoarece au fost înregistrate rezultate slabe cu programul de ajutorare a persoanelor defavorizate, conducerea Ministerului a decis să schimbe modul de cheltuire a acestor fonduri. Vom introduce și mese calde, pentru că este nevoie de mese calde. Oamenii aflați în sărăcie maximă au nevoie de asemenea lucruri. Vom introduce pachete legate de sprijinirea preșcolarilor și sprijinirea școlarilor cu rechizite, sprijinirea mamelor și copiilor care sunt în risc de abandon în maternități. Dacă vor reuși sau nu aceste proiecte, vom vedea în anii care urmează. Trei țări